La Bălți s-a deschis un centru de zi pentru femeile și copiii refugiați din Ucraina. Aici ei pot beneficia de suport informațional și psihologic, fiind totodată implicați în activități de dezvoltare personală, informare și documentare. Datorită proiectului internațional, bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților. În cadrul Bibliotecii Municipale Eugeniu Coșeriu a fost organizat un spațiu sigur și prietenos, dotat cu mobilier, tehnică, cărți și jocuri de societate. În această sală, de câteva luni, activează centrul, spațiu sigur pentru refugiați și femei din Ucraina. Sunt prestate servicii de informare și integrare a refugiaților din Ucraina stabiliți în municipiul Bălți. Aici copiii pot să învețe limba română sau să participe la activități recreative. În primul rând, acești oameni sunt nevoiți de ajutor, și asta femeile și copiii. Și acest spațiu sigur a fost organizat special pentru ei. Se fac diferite activități cu copiii, pe rysování, pe lepki, pe citeniu. Vă puteți vedea aici prezentate unele lucruri. Părinții copiilor sunt mulțumiți că există un astfel de centru. Моя дитина сюди ходить, вона тут частенько приходить, розукрашує, рисує, ну і подобається тут, що й дома онлайн уроки, у нас після уроків одразу сюди йде. Здесь очень хорошо, комфортно, детям интересно. Очень как бы хорошо, что здесь окружают книги. То есть в этом плане очень большой плюс. Достаточно много игр для развития, общения со сверстниками. Și micuții recunosc că se simt bine aici, leagă noi prietenii și petrec timpul util. Я во втором классе из Украины, я и в Украине жил, там бомбят сейчас, но у меня есть друзья, вот Коля, он со мной друг. Тут можно найти друзей, тут можно играть, рисовать. С тобой будет тут часто приходить? Не знаю, ну, скорее всего, да. Valoarea totală a donațiilor în cadrul proiectului se cifrează la 119.026 de lei. Pe lângă amenajarea spațiului, au fost organizate 20 de activități cu implicarea a 220 de refugiați din Ucraina.